Salutare, guys, mai sunt 15 secunde până când începe turneul lui Madalina. Am zis să intru repede să filmez ceva și se pare că sign-in-ul de data asta este 50 de gemuri. Ah, este foarte mare. Dar hai să spamăm aici. 3, 2, 1 și sign up. Iar e Bogdala. Sau poate trebuie să așteptăm să treacă astea alte 10 secunde. Haide cu sign up, te rog, te rog, te rog. Mergi, mergi, mergi. Am văzut că v-a plăcut foarte mult ultimul episod unde a participat la turneul lui Madalin de ziua lui. De data asta face unul de ziua României. Bineînțeles că este același bug unde dai sign in de 100 de ori și efectiv nu merge. Probabil pentru că toți încercați să vă scrieți chiar acum. Haideți, vă rog. Am văzut că se zice premii foarte mari. Primul loc, 26.000 de gemuri. 26.000 de gemuri, vă dați seama? S-o fi umplut deja? Nu, uite, come back in 0000. Da, nu, este același bug ca de obicei, când efectiv stai și nu se întâmplă nimica. Hai să încercăm să intrăm din nou la... Gata! Gata, 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 ne-am înscris! Mamă, era cât pe ce să ratăm, dacă vă înscriați voi mai repede, nu mai prindeam eu. Bun, și acum trebuie să așteptăm o oră ca efectiv să înceapă turneul. Guys, urați-mi mult noroc în acest turneu, hai să vedem cine este cel mai bun dintre noi. Eu am mai exersat între timp, tot sunt praf puțin. Da, să sperăm că de data asta o să duc puțin mai bine, să intru și eu măcar în ăștia top 2000 ca să ieși eu puțin pe plus cu gemuri, știți ce zic? Și de data asta se pare că e Madalin solo. Deci suntem la solo, nu știu exact ce înseamnă asta. Putem să folosim și emojiul ăsta banană, adică puterea aia, dar efectiv eu nu am, pentru că am înțeles că trebuie să ai la Stample Pass, trebuie să ajungi la 30, unde e aici la sfârșit și ți-l dă. Dar abia atunci îți dă emote-ul ăsta cu banana. Dar până atunci, deci mai am de jucat o grămadă, o grămadă. Stai. De ce nu mai am Stumble Pass? Mi s-a resetat. Se resetează o dată la 30 de zile. Deci trebuie să cumpărăm din nou Stumble Pass. Bine, în următorul episod o să cumpăr și Stumble Pass. Deci stați pe fază, abonați-vă neapărat. Hai să strângem până la sfârșitul anului. Îmi doresc să facem 100.000 de abonați. Așa că nu te-ai abonat încă, fă și dă și un like ca să crească ratingul aici, ca să uite cât mai multe persoane. Așa că hai, așteptăm să înceapă turneul și ne revedem aici. Guys, am revenit cu turneul, mai sunt 2 minute, chiar mai puțin de 2 minute și intrăm în turneu. Price văd că n-a crescut, rămâne la fel oricum 50 de gemuri intrare, mi se pare foarte mult pentru că nu oricine reușește să intre aici. Dar mă rog, să zicem că dacă completezi pass-ul ăsta măcar aici la început, poți să faci 50 de gemuri, adică fie că te jucai acum foarte repede într-o oră, bam, 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 și completai și ajungeai aici. O să cumpărăm noi și pass-ul ăsta și bineînțeles că îl cumpărăm noi. O să dăm și unul giveaway, dar în episoadele următoare, așa că neapărat să fiți abonați ca să vedeți când va fi giveaway-ul. Acum mai așteptăm cât mai avem, 2 minute. Aș intra la un joc să mă încălzesc, dar cred că nu am timp. Un minut, un minut. Hai să dracu timpul ăsta să intrăm în turneu, să vedem ce hărți ne-a pregătit Madalin. 5, 4, 3, 2, 1, buf! Bam, bam, bam. Iar începe greu. Dar oricum știu că nu începe direct, trebuie să intrăm în cameră cu ceilalți și bla 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 bla. Uite, până când se încarcă, ah. Dar e frumos azi de ziua României, la mulți ani România, în comentarii, că data trecută toți a zis la mulți ani lui Madalin. Acum zicem la mulți ani României, toată lumea în comentarii, chiar dacă episodul ăsta e postat la 2 zile după, nu are importanță, a fost ziua României, a fost frumos. Show grup, show grup, nu mă interesează grupul, vreau play. Suntem în grup 5 și mă întreb oare câți oameni s-au calificat. Se bage aici și sunt curios dacă pic cu Madalin în aceeași grupă ar fi culmea, dar cred că m-ar rupe pentru că are o grămadă de experiență, o grămadă. Ok, deci văd că aici sunt doar 8 care intră solo. Ai, e câte o hartă? S-ar putea să fie câte o hartă. Oh my god, păi să fie imposibil să ieșim pe primul loc din 8. Hai să vedem, hai să vedem ce se întâmplă. Chiar nu știu, n-am mai jucat niciodată solo, este primul meu turneu de solo. Mamă, mamă, emoții. Să sperăm că intrăm în aia 2000 ca să ne recuperăm gemurile. Asta e important. Și poate chiar să facem suficiente gemuri pentru pass, pentru că în momentul de față am 925 de gemuri, dacă mi-amintesc eu bine, și am nevoie de 1200. Și ca să nu mai bag bani în joc, ar fi mișto să câștig la turneul ăsta gemurile respective și să-mi iau pass-ul. Uite, și asta e o investiție bună. Dacă știți că sunteți bun la jocul ăsta, intrați în turnee cu câteva gemuri și câștigați mai multe. Poate chiar 26.000 dacă ești pe primul loc. Orice ar fi, unul o să fie învingător, asta e clar. Cred că Bogdanel se lasă așteptat, ce să facem? O să intrăm fără el, nu? 3, 2, 1, da, cred că începe jocul fără el. Îmi pare unul deja descalificat. Hai să vedem ce hartă e. Hai să vedem, 7 din 32. Chiar sunt foarte curios ce a pus Madalina aici. Hai, te rog eu, ceva ușor, ceva... Nu ușor, ceva ce mă pricep să joc. Ah, nu! Mai știți la turneul celălalt cât m-am chinuit eu cu harta asta?
Vai de capul meu, vai de capul meu. Și nici n-am banană și cred că voi aveți banane, e? Cred că voi aveți banane, ce v-am spune că aveți banane. Hai ca să simple acum de început, opa. Era să pierd chiar acum. Hai, chinuiți-vă voi să sariți pe acolo, eu sar pe aici, vai. A, și trebuie... Ok, deci dacă sunt eliminați 4, de jumate trebuie să fim eliminați ca să mergem mai departe. Ok, e bine de știut. What the fuck, ce m-am gliciuit acolo. Voi ați văzut? Așa, chinuiți-vă voi să spargeți. Eu o să încerc să sar cum știu eu mai bine. Încet, sigur. Uite, uite că au fost eliminați deja 2. Încă unul eliminat. Hai, poate nu sunt eu ăla. Poate nu sunt eu, ar fi mișto. Uite, uite, îl blocăm pe ăsta. N-am reușit. Era mișto dacă reușeam să-l blocăm. Nu-i problemă că oricum văd că se duce cam singur să se sinucidă. Venim. Calificați! A sărit ăla, mamă, săracul alunecat în lasere. E bine, la început, în prima rundă, sincer, e ușor. Că dacă știți voi și data trecută am trecut în faza următoare. Hai să vedem. Și îmi dă și XP, perfect. Mamă, 10 runde. Bun, hai să mergem mai departe. Hai cu următoarea rundă. Deci la prima, mamă, jumate. Dacă câștigăm, cred că ne calificăm mai departe. Nu sunt sigur. De ce suntem doar 4 acum? Spune că suntem tot top, că dacă suntem 4 și trebuie 2 să meargă mai departe. E greu. Dar știi ce vreau să văd? Vreau să văd în turneu primii câți merg mai departe. Nu scrie aici positions, pe poziția 100. Cred că primii 200, la fel ca data trecută. Cred că așa. Connecting to the match. Starting match? Era cât pe ce să ratez începutul. Era cât pe ce să ratez începutul. Ok, tot top suntem. Să nu spui că e tot harta aia, că dacă e tot harta aia nebunesc. S-ar putea să fi păstrat Madeline o singură hartă. Nu, bun. Bun, e și asta cu boți. Hai să sperăm că ne descurcăm și la asta. Are skin-ul ăla care îmi place mie, special dragon. Bine, măi, Alexe, bine, bravo. Îmi place mult skin-ul ăla, mi se pare mișto rău de tot. Hai să stăm aici cât mai aproape, nasol că noi nu avem banană. Poate voi aveți, dar eu nu am banană. Uite, uite, cineva a aruncat o banană, nu cred. Nu cred că pune capcane. Ok, ok, hai să mergem pe partea asta. Până acum n-a fost eliminat niciunul, asta nu-i bine. Mă așteptam măcar unul. Mă așteptam măcar unul să fie eliminat. Asta e și o hartă care merge foarte încet, foarte. Uite, a fost unul eliminat, a fost unul eliminat. Oh my god, cu ce viteză venea pe mine. Cu ce viteză, parcă mă țintea. Mamă, l-a aruncat și pe ăla. Ok, 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 ne-am salvat acolo, a fost bine. A fost bine, mamă, vine ăla roșu cu viteză. Ăsta aruncă cu banane. Băi, nu mai aruncați mă cu banane, mă. Eu știu că ne-a lăsat Madeline cu emoturi, dar cămar. Bananele încurcă tare, trebuie să fiu atent la prea multe chestii deodată. La prea multe chestii, la prea multe chestii. Hai să rămânem aici. Mamă, 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 ce-au venit nebunii ăștia. Oh my god, oh my god, mamă, ce sărituri pe mine. Vai de capul meu, nu pot să cred că sunt bun la ăsta. Nu cred că am ajuns niciodată așa departe la asta. Hai mă, cădeți, mai cădeți. Este calificat, calificat. Încercăm să câștigăm cât mai multe acum la început. Că nu garantez că o să câștigăm 10 din 10, știți? Și important e doar să ne calificăm mai departe, nu contează că ești pe locul 1 calificat sau pe locul 200. Important e doar să te califici mai departe. Hai că suntem bine, deci până acum ne-a descurcat blană rău de tot, apăsați butonul ăla de like. Ia uite că ți-am intrat 6, 8, gata, bun, ăștia suntem. Ăștia suntem, mamă ce repede merge, îmi place că merge așa de repede. Dar ideea e că dacă câștigăm acum multe, dăm de oameni din ce în ce mai buni. Iar harta asta, doamne. Ia să vedem, am picat cu cunoscuți, cu care am mai jucat până acum? Nu-mi dau seama, nu cred. Nu cred. O luăm ușor, ne ferim, bam, bam, bam. Deci aruncă oamenii aici cu banane în continuu, efectiv, efectiv. Uitați ce pe capul lor, deci numai banane iau. Aruncat una acolo la început. Dar mi se pare mai ușor ca data trecută. Parcă veneau mai grele zidurile astea. Acum parcă vin puțin mai ușoare, nu știu de ce. Ia uite, bă, ce aruncă banane. Ia uite și ăștia se împiedică aici. Mamă, 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 e riscant cu bananele astea. Ia uite, uite ce s-a lovit ăla, efectiv a zburat, nu altceva. Uite, aici s-a aruncat o banană, să vezi cât te încurcă. Opa, era cât pe ce să-mi iau. Dar nu e bai, noi să fim sănătoși, am reușit să trecem mai departe. Sau au fost eliminați 2, bun, deci încă 2, e bine. Fac, era să mă duc, am uitat să mă arunc cu capul înainte. Efectiv, am uitat să mă arunc cu capul înainte, dă-te din calea mea. Mamă, ăla s-a dus tare, tată. S-a dus tare. Cât mai avem? Încă 2 eliminați. Haideți, vă rog eu. Cred că o să fiu eu ăla eliminat. Da, o să
calificat, că eram încă în aer. N-am căzut ultimul și eram calificat. Eu am văzut, am încercat să zbor cât mai sus și am reușit. E, efectiv, am planat și m-am calificat mai departe. Vai, cât noroc am avut. Cât noroc am avut, 3 calificări în primele 3 runde. Hai, poate mergem cu winner până la sfârșit, că o să iasă un super episod. Mamă, guys, nu pot să cred, winner, așa multe winner la rând, 3. Uite, Raul a mai fost și cu Nobi a mai fost. E bine, deci păstrăm cu aceiași jucători. În sfârșit, cred că am așteptat undeva la 5 sau 6 minute să-mi intre meci, pentru că nu se prezentau și cred că dacă nu se prezintă, dacă nu suntem 8, dacă suntem doar 4, efectiv ne calificăm mai departe și atât. Dar probabil trebuia să-i aștept să-și termine și meciurile sau nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Dar în sfârșit începem, chiar dacă pierdem, chiar dacă câștigăm, măcar jucăm! Haide, tată, hai! Turneul ăsta simt că e al meu, poate nu locul 1, dar e al meu. Ne înscriem în aia 2000, hai să ne apropiem noi mai mult de centru aici, în caz că ne lovește ceva, să nu ne arunce direct peste marginea, uite, începe aia să țâșnească, nu-i problemă, nu-i problemă de război. Oh, 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 s-a făcut roșie nebună! Nu! Nu, 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 nu! Nu vreau să pierd nicio rundă. Ah, ce nasol, Liv. Ce nasol. Uite mă, pe asta am pierdut o rundă a 4. Hai să intrăm aici, să-i așteptăm pe toți. Ah, m-a băgat direct. Ah, nu, e bugul ăla. E bugul ăla unde ți arată harta și nu se mai termină. Bun, trebuie să ies din joc și să reintru. Bun, gata, uite, acum nu mai scrie în progres. Dacă scrie în progres, efectiv se buguiește și nu îți mai merge. Așa că hai să dăm play acum că nu mai scrie în progres și să vedem aici dacă ne bagă cu mai mulți. Da, iar trebuie să ne așteptăm să se strângă. Sunt doar 4 în cameră, sunt foarte curios acum dacă ne calificăm noi 4. Dacă mai intră unul, va trebui să fie eliminat unul. Dacă suntem doar 4, hai să vedem ce se întâmplă. 3, 2, 1, efectiv, se califică mai departe, nu? Hai, come on. Joc, fă ceva. Uite, 4 din 32 și ar trebui să ne dea direct calificați mai departe. Păi, așa e simplu, că sunt câte 10 minute, dar durează mult 10 minute. Dar începem următoarea rundă, iar suntem 4 amărâți aici. Poate unii sunt și ea feca, uite, eliminați 0 din 0. Ia fii de când ne calificăm direct. Cel mai ușor câștig, deci nu pot să cred. De ce am mai intrat în joc dacă eram doar 4? Ce nasol că stai alea 10 minute să le aștepți, iau, te califica claim. Yes, mai avem încă una. Trebuie să așteptăm aici să apară calificat și pe urmă dăm play, că dacă dăm play acum, iar se buguiește, știți? Și că asta e problema, cred că la mulți se buguiește și de asta nu eram 8 ca să concurăm, pentru că li s-a buguit și n-am știut ce să fac. Uite, calificat. Și acum dăm iar play. Ia, suntem și noi măcar 8 acum? Uite mă că suntem. Uite mă că aici ne-am strâns de data asta. Bun, 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 bun. Nu știu care era faza, nu știu cum de-am rămas eu în urmă. Mă uitam că alții sunt la runda 8-9 acum și noi, eu sunt încă la runda 6. Nu știu exact ce se întâmplă. Bun, harta asta. Hai că dacă suntem atenți de data asta nu pierdem. Să fie exact ca primul meci. Trebuie să fiu atent doar acolo. Așa că nu o să mai mă uit aici. De obicei mă uit aici în cameră la voi. Dar acum nu o să mai mă uit deloc. O să fiu atent doar aici în joc. Pentru că asta e important acum. Să câștigăm turneul. A, am crezut că-s 2 AFK. Îmi părea rău pentru ei. Pentru că vreau să am concurenți bune aici. Hai să vedem. Opa, opa, stai că începe asta să... Sunt proaște, trebuie să mergem toman în spatele ei. Opa, mamă, cu ce viteză a venit la roșu. Cu ce viteză a venit la roșu, nu cred. Ia uite, aia stă așa chill acolo, nu face nimica. Mamă, de ce s-au adunat toți roboții aici pe partea asta. Ok, vine și prin spate unul. Îl ferim ușor. Ok, începe asta să tragă. Nu-i bai că noi venim aici. Hai să stăm cât mai aproape, cât mai aproape. Oh my god, oh my god, ce viteză a avut. Mai trebuie unul singur eliminat. Ok, ok, deci avem șanse, calificați, gata. Ușor, ușor și nici măcar n-am spus să strâșnească aia a treia. Hai să vedem, hai să vedem. Ura! Bun, deci avem un singur lus până acum. Băi, sunt foarte fericit și sunt mândru de mine pentru turneul ăsta. Probabil că e ziua României, de asta minoroc și probabil pentru că ai apăsat butonul ăla de like. Dar nu scrie în proces, deci hai să dăm, hai să dăm play. Hai să dăm play, că s-ar putea să ne bage direct în match. Bun, se pare că suntem la block dash. Ok, suntem doar 7, deci 3 trebuie să fie eliminați. Pentru că aparent unul nu a intrat în cameră, nu știu ce s-a întâmplat cu el. N-a intrat, dar să sperăm că ne calificăm mai departe. Până acum am eliminat niciunul. Bine, au fost și astea ușoare, uite săraci, mai dau cu capul în zid. Dar nici eu nu sunt cel mai pro. Oh my god, ce-am dat-o pe aia. Am aruncat în laser, mamă, îmi pare rău de tot. Deci dacă vezi așa acest clip, îmi pare rău de tot că te-am aruncat în laser. N-am vrut să te blochez așa. Mi-e place să joc cât de cât fair. Și când zic cât de cât e cât de cât, că îmi place să vă blochez. Hai să nu mai mă uit la cameră, să mă uit aici la jocul meu că era să intru în laser. Băi băieți, măi, ce facem? Uite aici merge o banană fix între astea.
Uite ăla, mergea să-l împing eu puțin așa. Hai să sărim noi aici, bam, bam. Atât, atât. A fost eliminat cineva? Nu, n-a mai fost eliminat nimeni. Toată lumea o duce bine. Hai să mergem noi pe partea asta. Știi de ce? Că e mai liber. E mai liber pe partea asta și acum putem să venim lejer pe aici, bam. Nimic nu ne-a atins. Oh, bine băi băiatule, băi, bine că ai spart pe acolo. Oh, să rămână, mersi că a spart pentru mine. Acum o luăm frumos pe aici. Mi se pare foarte ușor că doar pur și simplu stai acolo. Perfect, mulțumesc că a spart pentru mine. Mulțumesc că a spart și aici pentru mine. Guys, nu sparge nimeni pentru mine aici? Lăsați că mă descurc singur! Mamă, frate, ce am alunecat în laser, măi, și eram așa aproape. Băi, ce am alunecat în laser. Dar nu puteam să mai sar încă o dată. Am încercat să sar, dar nu, n-a mai mers. Asta e, nu puteam să avem atât de multe victorii. Sper doar să ne calificăm în faza următoare. Hai să dăm play, că poate sunt playerii pe fază și intrăm repede în meciuri. Ok, boot bash, boot bash, boot bash, boot bash. Asta e harta. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Hai să ne calificăm, să ne calificăm. Se pare că suntem 8 player, deci trebuie să fie eliminați 4 dintre noi. Și joc cu jucător cu banană, nu-mi place, nu-mi place. Nu-mi place. Ei, 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 ce era să iau banana lui ăla? Ce era să iau eu banana în gură? Opa! Opa, aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă. Fii roboții. O, până acum, 2 eliminați deja? Nu pot să cred. Cum mă, 2 eliminați? Come on! De-abia au început roboții să se miște. De-abia au început să se miște. Mamă, ce enervant e că... Uite, se dau unul într-altul. Oh my god, ce era să mă împingă. Se lovesc unul într-altul și ricoșează. Calificat ușor, ușor. Deci avem doar 2 loseri în faza asta. Nice! Suntem la runda, cred că numărul 9 cu Block Dash, bineînțeles, pentru că e odată harta aia, odată aia. Și... da, suntem, cred că la 9, nu? La 9 era numărătoarea. Am intrat foarte repede în meciul ăsta, extraordinar de repede. Uite ce nume are ăla. Dar e nume cu roșu. Dacă e cu roșu, nu înseamnă că e ceva YouTuber? I don't know, nu sunt sigur. Nu sunt sigur, dar ar fi mișto să fiu cu un YouTuber aici și să-l și întrec, sincer. Ia uite, bă, ce a pus la banana. Mamă, cum s-a lovit ăsta, poate intra în lasere. Unul a fost eliminat, se pare. Oh my god, oh my god. Și cred că s-a mai dus unul. A mai fost eliminat unul? Băi, ce pun ăștia banane, băi, nu cred. Nu cred, uite-te la ei, mă, ce joacă cu banane. Eu n-am încă banană, încă. Dar o să facem rost. Hai să trecem cât mai repede înainte, că uite și tu, aruncă ăștia cu banane și nu ia bună. Nu ia bună deloc. Guys, guys, spargeți voi pentru mine, come on, mersi, mersi, sparge și pe la mersi, acum sparge pe centru, perfect, vedeți băieții mei, mă ascultă, mă, le spun ce să facă și îi fac. Oh la la, sărim pe aici, Super Mario! Ia uite, mă, unde și-a pus banana, mă, nebună, mă, ca să nu putem noi să trecem, am văzut-o la el. Nu-i bai, nu-i bai, încă doi eliminați, o luăm așa frumos, încet, bam, stânga, dreapta. Oh my god, ăsta e desărit. Și nasol că suntem mulți. Suntem mulți și ne blochează. Suntem mulți și ne fucking blochează. Ah, am crezut că sunt calificat. Că iar am sărit, uite, era la puțin mai sus decât mine. Eram la limită, la limită am fost. Mamă, dar m-a blocat ăla, frate. Deci asta nu-mi place la... Când vine zidul ăla, că trebuie să fii primul acolo. Trebuie să fii pe ele. Acum avem doar 3 loseri. Eu zic că ne calificăm, uite, suntem pe locul 34-38. Eu zic că ne calificăm mai departe, nu sunt sigur cât se calificăm mai departe, nu știu dacă primim 100 sau primim 200, dar avem șanse mari, mari, rău de tot. Bun, și intrăm direct în match, savantul nostru nebun, cred că ne aduce noroc. Și acum, dacă nu mă înșel, ar trebui să fie bot bash și dacă e harta aia, e win, e win, fraților, e win. Fiți atenți că este win, 100%. Nu se pune problema. Brr. Mamă, 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 vin astea. Lejer, lejer. Oh, oh, oh. Mamă, ce de încurcă cadourile lui ăla. Deci vedeam cadourile cum ies din picioare și nu înțelegeam ce sunt. Efectiv, te încurcă rău de tot. Vizual. Oh, oh. Bine că m-a lovit. Oh, ați văzut schema acolo, schema ț? Schema ț am făcut-o. Am sărit dintr-o parte într-alta. Nici eu nu știu cum am făcut asta. Mamă, mamă, nu, 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 nu. Ce m-am salvat. Eu v-am zis că e ca și câștigat jocul ăsta, dacă e bot bash ăsta. Dar aparent sunt cu concurenți buni rău de tot, că până acum n-a fost niciunul. A, ba, da, au fost 2 eliminați.
Oh my god, au fost doi eliminați până acum. Hai, vă rog eu. Hai, vă rog eu, mă, mai fiți câțiva eliminați, mai fiți câțiva eliminați. Este, mă, frate, m-am zis că câștigăm pe ăsta. Ah, și cred că intrăm în faza următoare, guys, așa că apăsați butonul ăla de like, pentru că faza următoare va fi într-un nou episod, că facem episodul ăsta de o oră, efectiv, și e prea lung. Și să vedem, iau, uite, pe locul 460, top 160 player, se califică mai departe, deci ne calificăm, trebuie să așteptăm acum 20 de minute să intrăm în runda următoare. Guys, vă mulțumesc că ați fost cu mine, aici apăsați butonul ăla de like și ne vedem în faza următoare a turneului, unde sper să câștig măcar 100 de gemuri. V-am pupat!